Am ajuns la cetatea Soroca, am plecat de la Baron de acasă și după vizita din, de pe dealul Țiganilor, Cristina ne-a propus să ne arate și cetatea din Soroca. Suntem aici la unica cetate rotundă de pe teritoriul Moldovei. Ștefan cel Mare construise în secolul 15 patru cetăți de apărare pe râul Nistru și din păcate două dintre aceste cetăți, cetatea Hotin și Belgorod-Dnistrov sau cetatea Albă, astăzi se află pe teritoriul Ucrainei, sunt cetăți pe care le-am pierdut în perioada sovietică, iar cetatea Tighina astăzi se află pe teritoriul Transnistriei. Astfel, unica cetate care rămâne pe teritoriul Republicii Moldova, fără impediment sau bariere precum ar fi vreo vamă, este cetatea Soroca. Este o cetate modestă, construită pentru apărarea frontierei, în mod deosebit prin aceste părți veneau tătarii și cazacii, deoarece apăra anume frontiera estică a Moldovei istorice. Este o cetate de formă rotundă și puține cetăți în lume au această formă rotundă. Se spune că tot ce este rotund este mai trainic. Poate din această cauză și a fost cetatea construită rotundă. O arhitectură asemănătoare cu arhitectura cetății Soroca este și Castel del Monte din Italia, însă astfel de exemple asemănătoare sunt extrem de rare. Cetatea Soroca a fost întotdeauna, a avut o destinație militară și de multe ori armata Moldovei se afla pe teritoriul cetății, de acolo vedea foarte bine din stânga Nistrului dacă veneau cumva cuceritori. O să vedem în scurt timp și turnul principal de intrare în cetate, care are o formă deosebită, turnul de pază. El este unicul turn cu o formă dreptunghiulară sau pătrată, spre deosebire de celelalte patru turnuri de formă rotundă. În fiecare turn există spații, putem observa unele orificii care nu sunt altceva decât mici ferestre din care se trăgea cu arcul sau se privea în depărtare pentru a analiza situația. Cetatea Soroca a fost restaurată câțiva ani în urmă cu ajutorul financiar al Uniunii Europene și astăzi la fel se află în proces de restaurare, dar este deja a doua restaurare. Se preconizează că acest proces de restaurare va dura aproximativ 4 ani, începând cu 2021. Deci mai venim în 2025 să vedem și înăuntru, nu? Da. Periodic se organiza în cetatea Soroca și festivalul medieval. La acest festival medieval te simțeai într-o atmosferă într-adevăr medievală, tinerile se îmbrăcau în rochii lungi, aveau loc și unele întreceri pentru băieți. Și vreau să atrag atenția voastră și asupra materialului din care este construită cetatea Soroca. Este vorba despre piatra de calcar. Pe vremuri, pentru construcția cetăților, nu exista cementul, care astăzi este un material de construcție trainic și care contribuie la ridicarea construcțiilor pe timp îndelungat. Pe vremuri însă se folosea nisipul și se amesteca cu ouă, dar și cu păr sau blană de animale. Și acesta și era secretul, cum se lipeau pe vremuri pietrele între ele la construcția trainică a cetăților și nu numai. Există și o legendă despre cetatea Soroca. Legenda spune că într-o zi
Moldova a fost atacată dinspre sud de către armata otomană și Ștefan cel Mare cu oastea sa a plecat la sudul Moldovei pentru a apăra teritoriul, însă în același timp, ca să nu ne fie prea plictisitor, din stânga Nistrului se îndreptau spre noi tătarii și atunci oastea care a rămas aici, în cetate, era prea mică. Ei înțelegeau că dacă vor lupta, au toate șansele să nu facă față tătarilor. Astfel au decis să se închidă în cetate, dar să-i trimită veste lui Ștefan cel Mare, să-l anunțe că și aici, la nord, există pericolul de a pierde cetatea sau teritoriul. Astfel s-au închis, iar tătarii s-au gândit că cetatea este mică, armata oricum va avea nevoie de produse alimentare pentru a supraviețui și mult timp nu vor rămâne închiși în cetate. Așa și s-a întâmplat, proviziile s-au terminat, deja ostașii moldoveni simțeau că îi roade foamea, așa că se gândeau și ei cât oare vor rezista, însă o barză albă zbura cu un strugure în cioc și strugurile a căzut acolo în cetate, tinerii s-au bucurat și au manifestat mulțumire. Astfel, barza a înțeles că a făcut un lucru bun și în fiecare zi barza aducea periodic struguri soldaților și cu puținii struguri soldații au reușit să supraviețuiască și să aștepte până când Ștefan cel Mare s-a întors cu restul oștirii aici. Ștefan cel Mare și oștirea au înconjurat tătarii care înconjuraseră cetatea și astfel au câștigat bătălie, deoarece tătarii au fost înconjurați din două părți, dinspre cetate, dar și din exterior. Iar această legendă ne vorbește despre prezența simbolului de barză albă. Astăzi, simbolul berzei albe poate fi întâlnit pe unele porți, pe unele garduri, dar în Republica Moldova avem chiar și un producător de coniac, de vinuri, care se numește barza, barza albă. Și de acolo vine, nu știam, acum aud prima de la tine de unde vine cu barza albă. Acum ai să știi. Da. Noi ne aflăm pe malul râului Nistru, pe partea cealaltă a râului, astăzi este Ucraina, iar la aproximativ 200 de metri spre stânga se află și un bac, e posibil de traversat râul cu mașina. Și cu mașina. Mă rog, pentru cei care doresc să aibă o astfel de aventură. Uite că văd puntea de la bac. Lebedele aia sunt în Ucraina, că e dincolo de jumatea râului Nistru. Ele sunt lebede cu dublă cetățenie. Da, cu dublă cetățenie. Deci asta e cetatea Soroca. Aceasta e cetatea, putem după culoarea zidurilor să vedem și care parte a cetății a fost restaurată data trecută. Culoarea mai deschisă este partea restaurată, culorile mai închise. Urmează să fie. Nu știu dacă urmează să fie restaurate, dar probabil au fost într-o stare destul de bună încât să nu fie necesară intervenția. Astăzi lucrările de restaurare constau în unele săpături arheologice în interiorul cetății, dar și în restabilirea primului nivel de beciuri din interiorul cetății. La prima etapă de restaurare, la cetate s-au adăugat aceste acoperișuri. Original, cetatea nu avea acoperișuri, însă ele au fost adăugate cu scopul de a proteja construcția de ploaie și de nea. Pentru vizitatorii cetății e posibil vizitarea cu sau fără ghid. Intrarea pe teritoriul cetății, mă rog, până la această restaurare era de 10 lei moldovenești de persoană, adică 50 de cenți euro. Și era vorba doar de intrare, deja serviciile de ghid au alt cost. E posibil pentru vizitatori de a urca la ultimul nivel la cetate și de acolo se poate observa și dealul țiganilor de sus.
se observă foarte multe cupole, de parcă ar fi o mare concentrație de biserici sau de mănăstiri. Dar numai noi știm că acelea sunt cupolele de la acoperișurile caselor romilor, de pe dealul țiganilor. Romii de pe dealul țiganilor. Aici avem grădina lui, grădina publică Ștefan cel Mare, în apropierea cetății, deoarece Ștefan a fost cel care a ridicat cetatea. Inițial a fost construită din lemn, iar Petru Rareș a reconstruit și a întărit cetatea din piatră. Avem și un teren de joacă aici, în parcul din orășelul Soroca. Vis-a-vis observăm și un restaurant care poartă numele Cetatea Veche. Așa. Este un restaurant, unul dintre restaurantele populare, în mod deosebit vara, pentru care o poziționare potrivită. Iar arhitectura, restul caselor din orașul Soroca ne amintește despre arhitectura sovietică. Vedem această clădire cu 5 nivele, construită în anii 50-60. Sunt clădiri construite în practic primii ani de după cel de-al doilea război mondial, din piatră de calcar. Ca arhitectură sunt aceleași clădiri ca în toate țările comuniste, ca și în România, ca și în toate țările ex-sovietice. Da. Adică comuniștii nu cheltuiau prea mulți bani pe arhitect și pe proiecte, au luat un proiect și l-au mutat peste tot. Da, așa este. Chiar aici în Moldova avem și un film foarte popular, un film produs în Uniunea Sovietică, care se numește în limba rusă Ironia Sudbă, или с легким паром, ceea ce înseamnă ironia destinului, și с легким паром este de fapt o propoziție pe care o zicem atunci când cineva iese de la baie sau de la saună. E ca și cum am dori o stare de bine după această baie sau după mersul la saună. Este un film în care un tânăr din greșeală ajunge în alt apartament și nu își dă seama că nu este acasă la el. Unicul lucru pe care, care îi se pare că este ciudat, este faptul că bradul se află în alt colț al camerei. El însă nu a observat că tot apartamentul nu îi aparține. Era același mobilier, același covoare, același perdele, exact, același tot. Da, aceeași planificare a apartamentului, același nume de stradă, aceeași cheie care a intrat în broasca din alt apartament și respectiv se afla chiar și în alt oraș din Uniunea Sovietică. El nu a înțeles că el nu era... Ce drăguț film! ...în orașul în care locuia, din greșeală nimerit în altul. Cine înțelege limba rusă, vă recomand să priviți acest film. Cine nu, învățați limba rusă sau căutați-l cu traducere. Mulțumim pentru prezentare. Cu plăcere.